Că am iau în ce domeniu lucrez? Da, în ce domeniu. Oh, interesant. Da. Dar pe care site ați fi? O spun eu. Vă spun? O spun? O spun? Funcționează așa site-ul domeniu? Da, da, da. Nu de mult. Nu, și spate. În ce domeniu activați? Eu activez în domeniul politic, spate de spus, când stau în opoziția sistemii. O rânduirii, regulilor de joacă a policienilor aceștia care stau la putere azi. De ce anume faceți? Răză că văd intențiile lor, văd planurile lor, încercările lor de a prinde următorul război, 3 mondial, în conformitate cu planul lor Marshall, planul lui Adolf Hitler, cu planul de rezervă Golgofa Rusiei. Dacă nu mi-ajung planul, adică trebuie să fie implicat în acțiune alt plan. Că eu toate planurile acestea le-am descoperit de zeci de ori. Și pot să le aduc la să le demonstrez față de timp, față de țară unde a fost încercat să fie trecut de persoane care au luat parte la acest plan. Pot să explic, dar nimeni, nici o televiziune națională sau mai știu privată, nici o televiziune nu vrea să nici să audă de aceste lucruri, nu să publice ceva. Planul Marshall a fost făcut de americani, nu de Hitler, nu? Da, Hitler a trăit în America până în 1981, până pe 14 august. Iar că dumneavoastră nu știți, nu vreți să credeți în lucrul ăsta, așa, dar masonii au recunoscut lucrul ăsta. 1981? Da, au trăit 92 de ani. Ok. 92 de ani au trăit Adolf Hitler. Și Bormann a trăit 60, nu știu cât, 69 de ani acolo, până prin 69 au trăit. Și Bormann și ăsta, și a treilea, am uitat, Bormann. Müller și Bormann, că aici trei nasiști, au fugit în America Latină cu submarinul plin cu aur și cu bogății care le-au jefuit în al doilea război mondial, au îmbogățit americanii și americanii și așa mai departe, îți bat din palmi, cum nu o să mai facă război dacă ei au venit? Îi scot ca braconierii venitul din toate războaile. Din ce surse v-ați informat? De unde știți această informație? Am găsit în viața mea, am găsit o lecuță într-un ziar, o leacă televiziune, o leacă secretă, era un ziar secretă informație. De acolo și având viziunea, având logica alternativă de gândire mai perfectă decât a lor, le-am descoperit logica. Și dacă le-am descoperit logica, dar ei ce nu încearcă să facă cu logica lor, logica mea îi descoperă și îi atacă. Și într-un fel sunteți analist politic, da? Nu sunt analist politic, numai că justificat sau înregistrat de sistemul ăsta, că eu mă lupt cu sistemul ăsta. Sistemul ăsta e antipopulară, e anticivilizată. E fix ca păduchii în cap, din ce apar? Din murdărie, așa-i? Avea ca așa și masonăria, și sistemul de putere, și comuniștii, și fașiștii, și democrația, ăștia, toți sunt ca păduchii care suc sânge din popor și din civilizații. Pentru că filosofia lor nu-i perfectă, nu-i dreaptă, nu-i corectă, nu-i de dezvoltare, dar e de confruntare, de nimicire, de exploatare, de terorizare, de debilizație, cu alte cuvinte. Apoi că alternativa debilizației este patriotizația mea, a lui Alexei Sârb, așa că acolo pe jurnal acela spune ce gândești, am scris mesajul acela, dacă ați văzut. Jos debilizația, jos terorizația, jos globalizația, judofașistă, judocomunistă și masonică. Dar dumneavoastră ce facultate ați făcut? Ați învățat la facultate? Eu sunt electronist de specialitate, n-am studii superioare, n-am, dar nu numai decât în politică, trebuie să ai dar de la natură, în politică, asta e principalul, dar de a vedea talentul, de a descoperi, de a analiza, de a verifica adevărul. Autodidact sunteți, da? Da. Pentru că toate planurile lor, ca sute de institute americane, sunt 300 de institute americane care sunt finanțate, cu saci de dolari finanțează. Toate au lucrat în direcția asta, cum se globalizează lumea cu democrația, cum să-i cumpere pe toți cu dolari. Apoi dacă nu a ajuns la mine, să mă cumpere, gata, nu putut. Înțelegeți? S-a oprit. Cumpărarea la mine, încercat să mă verbuiască, să mă trag de partea lor, s-a oprit. Nu putut. Vă zic că eu mă stăruiesc prin suferințele mele, prin ce și-am jertit eu, să le dovedesc că cu banul e imposibil de rezolva problemele și de a-i cumpăra pe toți tot așa. Dar specialitatea ați învățat-o la școală profesională? Da, aici în Chișinău am învățat. Am lucrat pe urmă la Alfa, am lucrat la... Și acum de ce nu mai lucrați în domeniu? Acum de când s-a distrus fosta Uniunii Sovietică, uzinile s-au închis, unii să lucrez. Mă duc la proprietar să lucrez, să uit la mine, îi place de mine, îmi plătește, nu îi place de mine, nu îmi plătește, înțelegeți? Nu plătește pe lucru, dar pe altceva. Dacă îți place, îi place că îl asculți, faci și spui, dar pe el îți plătește. Dacă îi spui ceva, adevărul, dacă îl spui, pe el nu știi cum să te nimicească, înțelegeți? Păi asta e dovadă că stăți bolnavi la cap de gripă politică. Dar gripa politică are izvorul ei, vreți că are paradoxul în politică. Gripa politică, izvorul sau virusul ei, asta e paradoxul în politică. Dacă când ați fi explicat, lămurit, dovedit, demonstrat paradoxul în politică,
Și dovedit că el vine din paradoxul în religii, izvorăște de acolo, din paradoxul în religii. Uh-huh. Și când a fi schimbat aceste două paradoxuri cu formula adevărului, fixă, cu unități de măsură filosofice și cu formula adevărului, că atunci filosofia și știința asta perfectă, a să convingă intelectul întregii omeniri, gândirea, să o restructureze. Adică să dezică de asta negativă actuală și să accepte ce e pozitivul necesar de a rezolva, de a se dezvolta perfect. Perfect asta eu am în vedere cu, în conformitate cu legile de dezvoltare a naturii și a universului. Dacă numai atunci simt perfect, când să luăm în considerație cerințele și legile naturii de dezvoltare și a universului. Dar până atunci... Eco. Dar până atunci omenirea este imperfectă și e fix ca parazitul pentru natură. Nu ajută să dezvolte, dar parazitează, sujeți din natură și le trebuie, dar să facă bine, să dezvolte cum cere natura. Nu doresc, înțelegeți că-s bolnavi la cap, cum am spus, de toate bolile astea, de grip politic, de cancer economic, de hemaroi roșu, sângeros, marxist-leninist. Ce le permite să folosească forța ca animalele sălbatice în junglă. Abia ca spuneți-le la toți policienii, dacă nu-s berbeci, colorați, cornorați, moldoboi, dar sunt patrioți a Moldovei, să mă ajute să patriotizăm tot ce aparține statului, națiunii noastre moldovenești, să fie patriotizat și statul perfecționat la adunarea generală, unde statutul statului nostru, pentru că eu mă lupt mai tare, să fie votat de întreg popor. Cum toți bandiții colorați și cornorați au votat statutele lor, în partidele, în benzele lor, a judoviești, fașiști, teroriști, așa și poporul Moldovei are dreptul la adunare generală și la votarea statutului. Mersi, și atunci statutul, credeți în democrație atunci, directă, da? Atunci statutul nostru a să ne izbăvească de toate statutele la toate 16 loji masonice care activează la noi în Chișinău ilegal. Înțeles. Sute de benzi politici, sute de secte, sute de firme aici au venit și au făcut stăpâni în țara Moldovei. Și nu plătesc asta, dar plătesc bandiților, clanurilor, lui Hitler, lui Stalin și al lui Bush. Păi cum să trăiască poporul Moldovei? Cum să ne dezvoltăm noi? Noi suntem terorizați, suntem debilizați. Și că toate forțele politice care ies aici în piață și strigă jos comuniștii, jos alianța de 20 de ani de zile, sunt toți ca berbeșii. Da, mint poporul. Când toată primesc saci de dolari. Și asta e minte moldovnească, sănătoasă. Asta e vin de judoviască și judofașiști, toți trădători și dușmani a poporului, înțelegeți? Nu niciunul că eu caut de 30 de ani, măcar pe unul să-l găsesc, nimeni mulți nu trebuie. Să iasă cu mine la mass media, să iasă să niciun facem conferință de presă, să-i chemăm pe toți acolo și să-i dovedim știința asta împărătească, moldovnească, sănătoasă. Niciunul nu văd. Faceți niște afirmații cam rasiste, dar deja lăsăm pentru următorul interviu. Mersi foarte mult. Și principalul ce am vrut să vă informez. Principalul, dacă doriți terminarea globalizării cu bine, eu vorbesc la general. Abia că fiți amabili, fiți oameni buni, sănătoși și informați pe toți vizitatorii dumneavoastră că o sosit timpul. Asta nu că eu vreau așa sau altcineva sau altcineva, dar timpul, natura, universul, tot ce-i sfânt pe lumea asta și solicită alternativa sau hrana spirituală, intelectuală, proaspătă. Înțelegeți? Și numai cu hrana aceea proaspătă, noi putem să însănătoșim toată civilizația. Și să-i punem, să arătăm calea aceea dreaptă spre dezvoltare și terminăm cu debilizarea. Și terminăm și globalizarea, dar cu bine, cu ideologia aceea luminoasă, care corespunde lumii albe. Toată lumea trăiește pe lumea albă, nu? Dar unde e ideologia aceea albă? Dar care e ea? Abia că eu îți prezint ideologia albă, luminoasă, care corespunde lumii. Ok. Înțelegeți? Și ei nu o vor niciun. Așa, un fel de profet, da? Ea are tot, ideologia are știința ei, formula ei, tot are ei, ideea ei. Trebuie ca ideea asta trebuie de îmbogățit cu toată filosofia, care, cu argumentele și faptele și dovezele, luptii care eu mă lupt cu sistemul asta de ani de zile. Ați scris un manifest? Eu am scris, de când mă lupt, mă tind că vreo 2 sași trebuie să fie, dacă nu mai mult. Uh-huh. De lucrări și manifeste și cereri și articole și așa mai departe și mi le-au furat o parte. Uh-huh. Când mă fugărit din casă, mi-au furat și arhiva mea. De atâta și m-a fugărit din casă, să aibă motiv de a-mi fura ni arhiva. Uh-huh. Și prin alte părți, dar careva mai am și prin internet și așa mai am strâns. Și pot să dovedesc, pot să explic, să facem, adică... Mai este un filozof care împotriva sistemului actual și a globalizării, Žižek. El e din Serbia, nu știu dacă o cunoașteți. Nu e niciun filozof perfect. Și vă spun de ce. Dar dumneavoastră sunteți perfect. Lasă spună lumea. Eu nu pot să mă laud sigur pe mine. Dar eu am să aduc argumentele, faptele care îți dovedească. Filosofia mea e perfectă. Mm-hmm. Pentru că de ce? Și deosebește de asta imperfectă, actuală. Dar care e filosofia dumneavoastră? Ascultați-mă. Cu unități de măsură. Știți ce înseamnă unități de măsură? Metru, centimetru. Am văzut că asta. Vă zic că filosofia mea are unități de măsură. Care sunt dar asta, ele? Dar asta actuală, asta eu nu vreau să o spun până și până. Care sunt unitățile de măsură? Sunt unități de măsură și formula adevărului și formula minciunii în cap. Care? Dar nu vreau să o numesc din principiu că nu vreau să le folosească bolnavii la cap în scopurile lor. Ok. Dacă n-ați mă recunoască pe mine ca autor,
Atunci eu aș demonstrez la toată civilizația. Bine, dar dacă... Dă-i nu vor să recunoască. Adevărului, deși până acum, dar nu... Nu ați fost recunoscut ca adevărat și de atât dacă sunt toți mincinoși, v-am spus că sunteți bolnavi. Și de gripă, și de cancer, și de hemoroi. Și oamenii bolnavi nu pot să singuri să recuiască. V-am zis că medicul trebuie să iei să recuiască, dacă nu vor să recuiască, nu? Și dumneavoastră sunteți înseamnă cum fel de medic. În sens politic, da. Dacă am descoperit virusul și am dat diagnozul bolilor și am vaccina contra lor, păi cum se poate discuți? Bine, mersi. Așteptăm formula adevărului. Ia ca când să văd că ați publicat interviul, ăsta să-l văd. Dar mă duce, pot să vă dau alt interviu. De care eveniment ați vă interesează? De planul Marshall, de planul Golgofa, ce prevede alternativa, ce e mai bun și așa mai departe. Dar să văd întâi că ați publicat ceva ai poporului. Bine, bine. Ne pare un schimb.